Ne-am produs să abordăm un subiect de interes, mai ales cu timpul verii, infecțiile urinare. Acestea se întâlnesc pe parcursul întregului an, dar în sezonul cald sunt mult mai frecvent. Invitatul nostru, domnul dr. Radu Maxim, medic primar urolog, ne va da lămurile necesare să înțelegem de ce crește frecvența acestora vara. Bună ziua, domnule doctor, mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitația de a vorbi despre un subiect foarte des întâlnit în patologia urologică. Într-adevăr, infecțiile de tract urinar sunt mai frecvent întâlnite vara, în special cistitele doamnelor, pentru că în această perioadă pacienții sunt mai deshidratați decât ar fi în mod obișnuit. Uită să se hidrateze corespunzător, uită un picuț de mâncarea sănătoasă bazată pe multe fructe și legume și atunci condițiile de colonizare bacteriană sunt mai ridicate și atunci se pot întâlni mai des aceste infecții de tract urinar. Deci acestea sunt cauzele infecțiilor urinare și de aceea crește frecvența lor vara. Puteți să ne spuneți... Cauzele favorizante, da, sigur. Astea permit local și cu o scădere a imunității concomitentă, permit atașarea unei bacterii de tractul urinar, de uroteliu. Femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații? Da, din păcate ele sunt puțin mai vulnerabile. Aici pornește treaba aceasta și de la anatomia locală. În cazul doamnelor, bacteriile au de parcurs un drum mult mai scurt. Uretra feminină are aproximativ 3-4 cm și este mai largă decât la bărbat, unde are undeva la 25 de cm uretra. Și microbul reușește mai ușor să ajungă din afară înspre interiorul uretrei și al vezicii urinare și să se atașeze de uroteliu. Care sunt germenii cel mai frecvent întâlniți, având în vedere etiologia bacteriană acestora? De obicei avem de-a face cu germeni din mediul extraspitalicesc. Cel mai frecvent întâlnit este Escherichia coli, într-o proporție de 85% dintre infecțiile urinare de tract urinar, dar mai avem și alți patogeni, alte bacterii patogene. Și Proteus sunt cele care urmează ca și prevalență după Escherichia coli. Puteți să ne descrieți simptomele sau semnele care anunță o infecție urinară? Da, ele sunt un tablou divers, dar cele mai frecvent întâlnite simptome sunt urinarea deasă, durerile suprapubiene, adică în etajul abdominal inferior. Ar trebui să ne imaginăm cumva deasupra liniei chilotului, acolo vezica vine și umple acel spațiu, și urinările frecvente și cu dificultate. În termenii noștri, acestea se numesc disurie și polachiurie. Prin prisma experienței dumneavoastră, cum abordați infecțiile urinare? În primul rând, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să punem în evidență această infecție urinară și să avem un diagnostic cât mai precis, să recomandăm pacienților să recolteze sumar sediment urinar și urocultură din urina de dimineață, jetul mijlociu. În acest fel poți să fii sigur că ai de-a face cu o infecție urinară și nu cu o altă patologie ictiazică sau, Doamne ferește, chiar tumorală, care să imite aceste simptome. După ce ai pus în evidență prezența proteinelor, bacteriilor, eritrocitelor în sumarul de urină, deja se poate iniția un tratament cu sau fără antibiotic, un antiseptic urinar, în așteptarea rezultatului final al uroculturii. Urocultura este cea care certifică prezența infecției la nivelul tractului urinar și care ne poate arăta prin antibiogramă la ce
gamă de medicamente, este sensibilă bacteria izolată în laborator. Considerați că se poate iniția terapia cu remedii naturale și în ce situații? Da, se poate iniția. Noi ne bazăm pe o gamă de antiseptice urinare și chiar avem la dispoziție produse care sunt cu studii în spate, sunt studiate și trec printr-un proces de fabricație de înaltă calitate, cum sunt biomicinul urinar și Diurosep, cum cele două forme cunoscute, formă de comprimat sau de ceaiuri. Acestea ar fi inițiate cu sau fără antibiotic în funcție de severitatea simptomelor. Dacă avem de-a face cu o infecție care generează o cistită, o inflamație a vezicii urinare, putem să intrăm cu antiseptice până la aflarea rezultatului uroculturii. Dacă infecția debutează brusc, cu dureri intense, cu urinare cu sânge, cu febră înaltă, atunci trebuie să urmăm ghidul european de urologie care ne spune că trebuie să intrăm cu un antibiotic. Există și o ierarhie a acestora, la care se poate asocia un antiseptic urinar și multe, multe lichide. Ce rezultate ați obținut sau negativat cu urocurturile în cazul celor tratați cu biomicin urinar? Rezultatele sunt foarte încurajatoare. Faptul că pacientul consumă biomicin urinar sau Diurosept sau biomicin forte în unele cazuri, în care rezistența este mai mare la tratamentul propus, și negativarea uroculturii vine mai repede și într-un procent mai mare de cazuri. La 90% putem să mergem cu acel procent. Să ne spuneți ce germeni au mai fost întâlniți frecvenți în cazurile dumneavoastră, în cazurile monitorizate. Da. Cel mai frecvent avem de-a face cu Escherichia coli și din mediul extraspitalicesc și din cel intraspitalicesc, dar avem aici și trei concurențe ai infecțiilor urinare, ca să spunem așa, Enterococcus, Proteus și Klebsiella. Sunt situații în care asociați un dezinfectant urinar pe lângă biomicin urinar? Ce anume obișnuiți dumneavoastră să recomandați? Dacă intrăm din start la primele simptome, intrăm cu antisepticul urinar, eu prefer să intru în combinație, să intru cu biomicin urinar și împreună cu Diurosept. Dacă trebuie să intru cu antibiotic, atunci eu prefer forma forte, biomicinul forte, care îl asociez la antibioticul recomandat de ghidul european de urologie. Spuneți-ne, de ce este atât de importantă hidratarea? Știm că foarte mulți dintre noi nu consumă apă, ceaiuri și alte lichide. Este foarte important să folosim îndeosebi ceaiuri. Dacă ne referim la gama de produse pe care am amintit-o, la Diurosep și la biomicin urinar, acestea realizează un efect compus, care reușesc să împacheteze microbul de la nivelul vezicii urinare, al tractului urinar, îi inhibă adeziunea acestuia de uroteliu, de mucoasa care învelește vezica urinară și atunci efectul de diuretic și de spălare este practic ajutat de acele lichide, în special de ceaiuri care vin și după ce a făcut produsul activ din ceai, a făcut treaba aceasta de împachetare, de izolare și de prevenire a aderenței de mucoasă, îl ia și îl spală la exterior. Și atunci eliminarea bacteriilor din calea urinară este mult accelerată și eficientă. Putem concluziona că remediile naturale din plante medicinale de calitate și cu formulele corecte dezvoltate ne sunt de folos?
Da, eu cred că acesta este principalul avantaj pentru Dionicin Urinar și Diurosep, că sunt produse într-un mediu controlat, sunt de înaltă calitate și atunci ceea ce noi cunoaștem din medicina naturistă putem să folosim cu succes în medicina clinică și să le asociem tratamentelor noastre clasice pentru a avea un plus de eficiență și de rapiditate în eliminarea infecțiilor urinare. Deci remediile naturale sunt benefice în gestionarea infecțiilor urinare atât pe perioada verii cât și în restul anului. Au și avantajul de a nu genera rezistență în cazul repetării tratamentului. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite și vă dorim o vară frumoasă! Cu mare drag! Aș mai avea o scurtă completare. Sigur! Am mai avut surprize foarte plăcute în două cazuri. Acolo unde găsim incidental la pacientul care se prezintă pentru investigații medicale de rutină și se ia un set de analize și se pune în evidență prezența unui E. coli, de exemplu, în urocultură, dar pacientul sau pacienta nu au simptome pentru afecțiunea respectivă. Situația aceasta se numește bacteriurie asimptomatică. Și Ghidul European de Urologie ne spune că asta nu se tratează cu antibiotic și asta este un loc foarte bun pentru antiseptic urinar, pentru că pacientul pleacă de la noi cu ceaiuri și cu produse naturiste cu Diomicin urinar în deosebi, care ajută la spălarea și eliminarea acestui microb până când acesta să reușească să producă efecte asupra organismului pacientului. Cea de-a doua ocazie cu care am testat cu succes antisepticele acestea urinare, Biomicinul urinar și Diuroseptul, a fost în situații cu multiple rezistențe la antibiotice, în care, de comun acord cu medicul infecționist, am asociat antisepticul urinar pe o perioadă între 10 și 14 zile de antibiotic cu ce mai era sensibil în urocultură, după care am continuat încă două cicluri de câte două săptămâni cu Biomicin urinar și cu Diurosept. Și în felul acesta am reușit să avem mult mai multe infecții tratate cu succes pe germeni multirezistenți. Ar fi de folos să continuăm, să studiem mai departe lucrurile acestea și să le putem introduce în ghiduri și să le putem folosi în practica noastră curentă, dar din experiența clinică am avut rezultate foarte bune pe aceste două linii. Vă mulțumim! Mai ce ar fi completat, gradul de mulțumire al pacienților, în sensul în care acolo unde se asociază antisepticul urinar, rezoluția, ameliorarea simptomelor survine mai repede, câteva zile cel puțin. Vă mulțumim încă o dată pentru informații. Vă mulțumesc frumos pentru invitația de a vă vorbi și ne putem întâlni cu orice ocazie bună ca să punem niște lucruri bune în lumină. Acolo unde sunt rezultate și unde merită insistat pe lucrurile bune, suntem deschiși să colaborăm. Vă mulțumim! Cu mare drag!